voi convoca consultări cu partidele parlamentare, consultări care vor începe mâine la ora 16 și se vor termina tot mâine în jurul orei 20, după care voi veni în fața națiunii și voi face o declarație prin care informez ce s-a discutat și care sunt concluziile mele. După alegerile parlamentare, la termen sau anticipate, cum vor fi ele, domnul Orban rămâne principala dumneavoastră opțiune pentru a fi premier? Domnul Ludovic Orban rămâne prima mea opțiune pentru premier. Această chestiune este independentă de procedura care este în curs de desfășurare la Curtea Constituțională. Parlamentul nu s-a putut întruni, nu s-a putut vota propunerea de prim-ministru și guvern. Ca atare, se găsește această soluție pentru a debloca întreaga chestiune. Deci sunt șanse să avem un nume înainte de motivare. Sunt șanse ca una și cealaltă să nu fie legate. Nu pot să mă pronunț înainte de consultări despre ce va fi după consultări. După ce consult toate partidele parlamentare, ei îmi vor prezenta opiniile, opțiunile, poate unii vin chiar și cu propuneri de candidați. Voi face o analiză și dacă reușim să ne lămurim, mai exact dacă reușesc eu să mă lămuresc ce este posibil, s-ar putea să avem mâine deja o desemnare. Eu voi ține cont de toate informațiile pe care le primesc de la partidele parlamentare, dar, evident, o majoritate se probează prin vot, nu prin alte proceduri, nu prin proceduri de calcul pe hârtie sau semnături înainte de vot. Există un singur mecanism prin care se probează votul în Parlament, prin vot, prin votul exprimat în ședință.